Republica Moldova este o țară mică situată în partea de sud-est a Europei. Ea se mărginește la vest cu România și la nord-est și sud cu Ucraina. Amplasată în apropierea Mării Negre, unde a apărut vinificația, Moldova împarte aceeași latitudine cu câteva din cele mai bune regiuni vitivinicole ale Franței. Deși clima se aseamănă mai mult cu regiunea Burgundia, fiind una temperat continentală, caracterizându-se prin lungi perioade fără îngheț, ierni scurte și blânde, veri lungi și călduroase, precipitații modeste și lungi, latitudinea este la fel ca a regiunii Bordeaux, între 46 și 48 de grade. Relieful țării este caracterizat de văi și dealuri verzi, cu înălțimea între 100 și 300 de metri deasupra nivelului mării. La doar 35 de kilometri sud de capitala Republicii Moldova, Chișinău, găsit satul Puhoi, o așezare cu tradiții istorice în vinificație. Compania Sconia a plantat peste 600 de hectare de viță de vie în preajma satului Geamăna, raionul Anenii Noi. Soiurile cultivate aici sunt Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay și Muscato Tonel. Viile se află la doar 8-10 km distanță de vinărie. Din 1994, compania Sconi investește masiv, reușind modernizarea procesului de producere. Vinificatorii companiei utilizează echipamente performante, provenite de la cei mai buni producători francezi și italieni. Suntem mereu în căutarea noilor experiențe, folosind microvinificația pentru adaptarea și aplicarea tehnicilor moderne de producere a vinului. Personalul companiei Asconi este consultat de cei mai renumiți vinificatori din lume. Compania a implementat și certificat sistemul de management al siguranței alimentului grație acestor investiții și meticulozității pentru asigurarea calității înalte a vinurilor, savurează produsele noastre consumatori din Cehia, Polonia, China, Statele Unite, Israel, Lituania, țările din Africa și altele. Aplicăm politici orientate către consumator cu prețuri flexibile și accesibile. Cum reușim să asigurăm calitatea vinurilor noastre? Am plantat și întreținem cu aplecare către tradiții și deschidere către tehnologiile moderne 634 de hectare de viță de vie. Cultivăm Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscato Tonel, Feteasca Neagră, Traminer, Sapiravi. Avem soiuri franceze, italiene, georgiene, cât și din cele autohtone. La fiecare etapă tehnologică avem grijă ca strugurii să se împlinească din seva pământului bogat în microelemente și razele blânde de soare care conferă în o orchestrare unică un gust și o aromă specială strugurilor ce ajung să se umple de dulceața naturală, exact potrivită pentru un vin de calitate. Recoltăm strugurii în perioada optimă de maturitate utilizând cele mai moderne combine de recoltare, preferate și de vinificatorii din Italia sau Franța. Pentru că viile se află la o distanță de 8-10 km de fabrică, strugurii ajung foarte repede la destinație și este exclusă oxidarea lor. După ce angajații laboratorului stabilesc conținutul de zaharuri în funcție de conținutul în substanță uscată și se verifică vizual clasificarea strugurilor pe soiuri, aceștia sunt descărcați în bena instalației de descorchinare. Doar bobițele ajung în instalația gravitațională de stoarcere a mustului, unde este asigurată izolarea totală a bobițelor de oxigenul din aer. Mustul rezultat este limpezit gravitațional și transvazat în vase de decantare în condiții de temperaturi optime pentru fermentare. O instalație frigorifică racordată la toate vasele de fermentare controlează în regim automat temperatura de fermentare de 16-18 grade Celsius. Se execută o filtrare în scopul îndepărtării drojdiilor din vinul nou. Pentru a produce un vin bun, acesta este menținut în butoaie de stejar pentru maturare. Perioada de timp pentru maturare este una variabilă în funcție de caracteristicile recoltei și tipul vinului. Butoaiele sunt depozitate în crame cu o temperatură stabilă de aproximativ 10 grade Celsius.
Pe toată perioada procesului tehnologic, produsul este monitorizat de angajații laboratorului dotat cu cele mai moderne utilaje de analiză și monitorizare în domeniu. Vinul este îmbuteliat în sticle la o stație de îmbuteliere complet automatizată, de la preluarea sticlelor de pe palete și până la ambalarea acestora în lăzi. S-a observat de mult că din aceleași strugure, doi vinificatori obțin două vinuri diferite, precum și doi sculptori din același material fac sculpturi de valoare artistică diferită. Compania Asconi are și ea secretele ei pe care le-a preluat de la vinificatorii din regiune. Acum vă invităm să apreciați culoarea, buchetul, gustul și tipicitatea vinurilor noastre, produse conform unor tehnologii de ultimă oră, dar cu aplecare către tradiții. Culoarea și aroma pregătesc corpul, iar gustul completează impresia despre vin. Doar simțind gustul vinului nostru, puteți aprecia calitatea lui.